After totally not cheating, se pare că este un inel. The golden scarab. Increases runes obtained from defeating enemies. Mhm. Ok, deci ăsta este un drum care duce aici, pe limba asta de pământ. Și mai normal nu ai voie să atingi chestia aia. Deci ăsta este un loc de explorat, dar nu asta mă interesa fix acum. Aici, în acest oraș. Așa, turnul ăla și turnul ăla deasupra capului. Alea sunt obiectivele noastre în prezent. Și la ambele pare că se ajunge de pe acoperișuri. Deci de pe ăsta, sărim pe ăsta, sărim pe ăla, sărim acolo, acolo, pe copac, de pe copac acolo, acolo. Și am ajuns la baza turnului. Dacă putem să luăm și chestia aia de pe copac, pe drum, all the better. I almost fell off. Close one, dude. Și ne trage cu vrăji. Și ne trage de jos cu vrăji, dar se pare că nu are unghi neapărat să ajungă la noi. Double slash. Okay. Hmm. Ah, fuck. Deci cum a copacul? Da, lol.
Și acum am greșit ramura. Wow, am... Bun. We are back on track. So, jump here. Jump here. Here. Pe ramură în sus. Omorâm urâtul ăsta. Și acum pe ramura. Nu știu dacă am voie să stau pe asta. Hai să încercăm. Hâța! Ok. Ok. Și... The thing is, puteam în mod evident să dropăm aici. Se vede că este un corp fără item, deci deja am fost aici, dar nu știu cum o să ajung pe acoperișul ăla. Poate putem să sărim pe porcăria aia. Hai să vedem. Nice. Light flame. A seal was broken in town somewhere. And now there's that one. Now the question is this a droppable distance? It doesn't really look like it. Also, ce naiba chestia aia? Looks weird. Asta e turnul? Ok, nu știu ce e chestia asta. Pentru că se vede că turnul care mai este de aprins e ăla, nu ăsta. Pentru acest turn este foarte simplu, intrăm, în checkpoint-ul este fix acolo. Deci doar intrăm aici în curticică, sărim pe ăsta, luăm ăla. Ok, nu știu ce cu acest turn. E de acolo de jos, nicio cascadorie involved. Ei, cât va damage, really. Asta e, nu? Da. Oops. Și astea sunt toate trei turnurile aprinse.
Minus ăla de acolo. Dar ăla nu părea să aibă așa ceva. Deci ăsta i-a prins, a prins. Și ăla i-a prins. Mă aștept să se fi deblocat. If only I could remember where it is. Și ăsta e checkpoint-ul inițial. Nu, mai întâi am găsit turnul și după aia am găsit checkpoint-ul. Deci trebuie să fie pe aici, pe undeva. This place is so confusing. O să presupun că asta era. Și acum e deschis și pare să fie un boss battle. Meaning jellyfish at the ready. Sorceress and priest. The priest has to go first. Oh god. Oh mamă, cât damage. Bă, mai fugi mult? Lol, și ia stagger. Ce plăb. Și stare whip. Ce amărăciune de boss, bă. Lol. Hai meduză, știm că poți. Hai meduză, știm că poți. Ok. Enough is enough. The Nox Flowing Sword. A sword. Unul folosea bici, celălalt era vrăjitor și mi-a dat o sabie. It's a curved sword. A grim weapon wielded by swordsmen of the Eternal City. This shuttle has a blade as fine as a needle. Temporarily transforms armament into its liquid form. Swing the armament like a whip to perform a sweeping slice. Oh, I see. Okay. Yeah, I ain't using that. It's cool though. Lusat's Glintstone Staff. What does it do? Staff-urile erau aici jos. Staff of Loss, și asta e nou. This staff is only capable of casting invisibility sorceries. I don't even know what that means. Enhances power of all sorceries, but consumes additional FP. Nah.